Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a discutat astăzi cu inspectorii școlari din Dolj despre problemele din sistemul de învățământ. Situația orelor de religie, a transportului în mediul rural sau revizuirea curiculei au fost discutate în cadrul vizitei. Pe lângă problemele comune, au fost identificate și câteva specifice județului. Am remarcat existența celor 136 de unități școlare fără autorizație sanitară de funcționare la nivelul județului Dolj. Am remarcat încadrarea corectă în numărul de posturi aprobate, care se datorează unui management corespunzător la nivelul județului. Și am remarcat că dacă la nivelul bugetului nu s-a reușit încadrarea, această neîncadrare are la bază atât cauze obiective, cât și cauze subiective.